În noaptea de duminică spre luni, în Sibiu, locuința unui bărbat în vârstă de 50 de ani, cetățean austriac, a fost călcată de hoți. Trei bărbați cu o cagule au intrat în casă, l-au agresat pe acesta, l-au legat, i-au amenințat fiica cu un pistol și au sustras mai multe ceasuri de valoare. În urma rănilor suferite, bărbatul a ajuns în stare gravă la spital, iar marți seara a decedat. Din păcate, în pofida eforturilor medicilor care au făcut tot ceea ce era omenește posibil pentru a salva viața, pacientul a decedat în cursul serii de ieri. Pe această cale transmitem și noi condoleanțe familiei. Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat miercuri că a trimis la Sibiu o echipă formată din specialiști ai Direcției de Investigații Criminale în sprijinul polițiștilor sibieni implicați în acest caz. O ipoteză este aceea că atacatorii ar fi supravegheat locuința dintr-o casă părăsită, aflată peste drum, astfel că se fac cercetări și în locația respectivă. Cercetările continuă în cazul crimei de pe strada Moldoveanu din municipiul Sibiu. Ca urmare a decesului victimei, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei din infracțiunea de omor calificat în forma tentativei în infracțiunea de omor calificat formă consumată. Până în prezent, autorii infracțiunilor nu au fost identificați, însă se fac eforturi susținute în acest sens. Încă de luni s-au alăturat echipei doi specialiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale București. În ceea ce privește valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiunile de tâlhărie, nu este stabilită cu certitudine până în acest moment, însă se estimează că au fost furate ceasuri în valoare de peste 200.000 de euro.